Salut și bun venit la un nou episod de Farming Simulator 19 pe barbă neagră. Bine v-am regăsit la un nou episod. O să vă arăt niște progrese faine și în episodul ăsta facem baloți de paie pentru că am recoltat grâu. Uite avem aici, pac, 108 tone de griu. Am pus Open uh, Autodrive-ul ca să recolteze și s-a descurcat amenonat. Hai să-l punem pe să parcheze și o să profit de situațiune. Și o să vă înștiințez că am băgat un nou episod pe canalul de vlog numit Chiar e mișto. Aveți linkul în descriere dacă vreți să vedeți cu ce mai facem noi prin carantină. O compilație de mici, super, micro scurmetraje uh, menite să fie uh, sarcastice, seci și un pic amuzante. Așa, hai să-l parcăm pe unul ăsta. Pe și dăm un startoleano Și hai să vă arăt ce am ales eu pentru balos Pentru că e super interesant, nu am mai făcut chestia asta până acum Așa, după cum v-am spus, terenul 32 este recoltat, a fost cu greu După cum benia se vede și l-am recoltat -o. Dar am ales să-mi dea și aceste rânduri de paie E bine, ce am ales eu pentru a lua paiele? Am ales următoarea situațiune Nu este doar o presă de balotat, ce este și o presă de balotat uh, legată de remorca cu autoload care suportă și baloți. I-am dat burlanele jos pentru a încărca foarte ușor și aici presa de balotat are chisiunea asta, are un uh, prelungitor, dacă putem să-i zicem așa. Asta sigur e adăugat, știi, de altcineva care a făcut presa, pentru că presa arată foarte bine. Iar asta e așa, mai ruginit un pic, sigur asta e luat din altă parte, dar avem și cu extensie chiar colea așa. După care, în lateral, vine remorca. O să vă arăt într-o secundă cum funcționează. New Holland, Big Baylor, 1290. Ăsta, mi se pare mie că l-am închiriat, dacă nu mă înșel, da. Este închiriat. Uh, hai să vă arăt cât costă. Poate vă interesat Am dat 5.000 pe închirierea lui, așa că nu va a costat. cine știe ce închiriere. Am ales că am aproape 300.000. Uh, Bailing Technology și îl vedem mai spre final. Aici am foarte multe, apropo, uh, chestiuni de balotat. Deci am multe, multe de tot. Asta este 102.000 uh, 102 euros, uh, necesită 185 de cai putere, am, nu-i problema, avem 200 și chiar aproape 250, suntem pe bine, uh, nu putem să schimbăm culoarea sau ceva, avem uh, textura asta de militarie pe, pe ea, uh, arată fine, ce să mai, tei clasicul de la New Holland pe care l-avem și în joc, așa că dacă o aveți pe... Să văd dacă o găsesc bă da o avem pe aici. Era una pe aici uite mai am și pe asta asta e foarte uh, scumpă asta face mai multe lucruri high density Bailer. asta face mai multe lucruri nu știu exact ce face <laughs> dar face mai multe lucruri. De abia aștept să încerc remorcile astea eu acum acum a remorcat așa că o să mă abțin să le închiriez pe alea uh, unde era mai din joc. Hmm, înseamnă că nu am eu băgată. Mă rog, e una tot așa New Holland în joc, este foarte similară, este varianta ăsta. nu știu de ce nu mai apare mie aici, ar fi trebuit să mai apară, tot de la New Holland. Mai avem și de la Kun, ăstea sunt din joc, în fine. Și mai am câteva versiuni foarte ieftine și mă trăgea mâna să le cumpăr pe astea, nu să le închiriești, ci să le cumpăr, sunt astea de aici. Nu mai știu de ce nu am luat-o pe asta... A, da, pentru că tot rotunzi mi le dădea. Am văzut presa de balotat așa și de obicei presele astea de balotat care sunt dreptunghiulare, adică mai lungi în spate, au posibilitatea, fac baloți dreptunghici, ok? Și eu vreau neapărat baloți dreptunghici pentru a-i aranja mai frumos. Și când mă duc în spate să o iau, pentru că nu costa decât 45 de mii și am vrut să o cumpăr, zic, a, păi ce a făcut bobițele? tot rotundă mi-o dă, dar mi-o și înfoliază, -mi foliează dar n-am nevoie. Și mai am, mai am două de 35 și de 25, foarte ieftine, dar rotunde și astea. Așa că, bă, n -ave ce să facem decât să închiriem. A, este. Suportăm ce trebuie suportat. Uite niște random love for you, pentru că nu ați dat skip până acum. Așa, hai să mergem să faceți și niște, niște baloți. O să mă duc sus, pentru că de acolo am început prima dată. Și o să vă arăt cum funcționează toată anexa asta a mea aici. Uite, deci tu. Dita mai setup-ul frățiorul meu. După cum vine se vede, remorca e un pic pe lateral. Uh, la curbe, întoarceri mai strânse, poate zbura. Ok? Se griciuiește un pic atunci când te, când te întorci brusc. Și bă, tată, bă, hai să ne punem Cu Bă. Bon. Prima dată hai să rezolvăm cu presa de balotă, da? Și facem așa. Punem jos și pornim. După care ne mutăm la remorcă. Avem selectat... Uh, Large square bales Mai avem și alte tipuri de baloți Dar pe noi ne interesează large square bales Ia să dăm asta un pic mai încet că nu mă aud Așa Bun, după care îi dăm pur și simplu Work mode on, adică asta U Și hai să-i dăm bice Nu trebuie decât să mergem în față Și ia să vedeți că autoload-ul o, o să-l ia De pe linia De ieșire, fix de, de pe converbăl ăsta, de pe Fix cum este la și încărcat, ok? Nu știu cum se zice, conveyor belt um, Bandă de ce? Bandă de ceva, mă rog Banda care duce balotul afară Uite, deja avem unul Și l-a luat și pe al doilea Vezi, le ia în a... Deci nici nu apuc să le dau jos Uitați-vă un pic aici, fiți atenți Nici nu a apuc Și acum ar trebui să le ia și pus al... Op, -a Ai Ai pe ăsta Hop, l-a luat, 3! Ai văzut-o? Ai văzut-o pasta asta? O să mai facem câțiva balos pe aici După care o să-i strângem și pe ceilalți și acolo în deportare, nu știu dacă vedeți voi, uite, acolo, urmăriți degetul meu, ah, oh, 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 tocmai în depărtare, am mai făcut o remorcă de-asta de baloți. Up te că nu at așa că Și, Și uh, remorca asta este mai inteligentă decât credeam. Deci, remorca asta are ceva ce nu am mai văzut până acum la nicio altă remorcă. Și anume, când... Opa, e că acum ne putem glicui. Hop! Opa, op, op, op! Ați văzut cum a sărit acolo un picuț? La asta mă refeream eu. Depinde de întoarce. Dacă le faci mai strânse, atunci ai probleme și mai mari. Fentul pe care l-am luat în episodul trecut, adică mastodontul ăsta, funcționește brici. Funcționește brici. Eu până acum am folosit autodrive-ul pentru a recolta, așa că terenul ăsta s-a făcut singurel aproape. da, și, 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 musai, musai, să mai aminti să dau mâncare mai multă la găini. Deocamdată, Găinuțele au mâncare. Uu, asta merge cu 37 la oră? De da, presa asta de balotat, parcă nu scria că merge cu 37. Stai să salvez un pic, că nu se știe niciodată. Calculatorul meu e pornit de vreo 4 zile non-stop și nu știu niciodată cum primesc un blue screen. Blue screen eu îl primesc destul de des în ultimul timp. Uh, cu cât merge asta? 3, da mă, 37! Wow! Ca să faci o impresie. Și o idee. O altă presă de balotat merge cu 13 km pe oră și asta standard din joc merge cu 19-20, parcă nu? 20 de km pe oră. Poftim. Deci merge cu aproape dublu la climă. Wow! Ok. Eu numai pentru viteza mai mare de lucru și aș cumpăra un utilaj și aș da mai mulți bani. Pentru că aia e, de fapt ceea ce contează cel mai mult, sincer. Îți permite să faci lucruri foarte, foarte rapid și după cum bine v-am spus și în episodul trecut, celul meu pe harta asta este să ajung la 10 milioane de euro Făcând doar agricultură, animale și forestry Fără să apelez la alte moduri care să-mi genereze uh, bani foarte irrealistic Sau să cumpăr eoliene sau panouri solare Care din nou să-mi genereze bani în AFK Pur și simplu stând degeaba Ia okay. uite, deja am făcut două straturi uh, Câte straturi credeți că intră în remorca aia? Ați ghicit? 3. Trei straturi, dar eu cred că sunt de ajuns După aia mergem în bază și punem și un... uite, chiar facem muncă acum. Am mai văzut oameni care se plâng pe canal. Zic, bă, dai, tu îl pui pe ăla să se ducă automat. Tu pui aici lucrător automat. Mai fă și tu ceva. Uite, facem acum baloți. Nu știu la ce o să ne trebească baloții, pentru că eu mai am foarte, foarte multe paie. dar putem să-i vindem și scoatem și niște bonuței. Mai ales că acum chiar ar trebui să scoatem niște bonoțe, dacă mă ce vreau să zic. Dar aș vrea în bază să punem și noi un hambar, să avem și noi niște baloți acolo. Pentru că eu pe viitor plănui și văcuțe. Uh, văcuțele întotdeauna am avut cam pe orice harte și îmi fac jocul mai frumos pentru că îmi dau uh, motiv, știi, să fac uh, grâu, îmi dau motiv să fac, să recoltez iarbă ca să fac silici sau fac din poate din porumb. Adică am motive pentru a face lucrurile astea. Gata, uite, avem aici trei straturi. Barabing, barabong și leamă rezolvat. Hai să mergem în bază. O să opresc balotiera. B și V, putem să-i dăm automat, dar o să mergem noi. Îmi place mult Fendul ăsta, chiar îmi place foarte mult. Uh, L-aveți în descriere dacă vreți să jucați cu el. Fend 828 în cazul meu este absolut genial, la un preț de nimic după părerea mea, la un preț de nimic. 100 și ceva de 1000 de, de euro pentru un astfel de tractor care le face cam pe toate, sincer, este absolut, absolut uh, genial. Așa, mare atenție cu remorca Dacă folosiți balotiera asta O să caut uh, linkul și o să vi-l pun și pe asta în descriere O să încerc să respect toată treaba asta Și anume să vă pun linkurile la moduri în descriere Pentru că știu că mai sunt uh, aceia dintre voi Care joacă mai hardcore așa Și vreți să, uh, să încercați modurile astea uh, Da, un pic remorca e un pic pe lateral Așa că o să-mi schimb stilul de mers Și stau mai mult pe dreapta ca să fie pe bine, mai ales acolo la... Puh. da. Sper să trec z pod Este să ne orientăm Că eu practic acum am o lotime destul de mare Hai că în regulă, hai în regulă Sunt bine, sunt bine, sunt bine Bun, balotiera nu mai avem nevoie de ea în situațiunea asta Deci putem să-i dăm așa Ultimul balot putem să-l scoatem Dar nu cred că-l ia remorca, nu? A, nu l-a luat remorca, mă Ia stai să vedem, poate pot să-l pun eu sus A, Ar fi super, stai să-l împingem sus Ia fie atent, fie atent, fie atent, fie atent. Hop! L-am luat peste nu! <laughs> fiate, fiate, fiate. Hop! Ia, yeah, direct, yeah, direct, 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 direct. God damn it! Mai încoace. Hop! Iar a căzut o peste firă să fie. Hai să o facem așa ea. Hop! A căzut fix în remorcă prin baloți. Atâta vroiam. Chiar dacă e invizibilă, le entitate, uite, o să punem chingile, punem și o bloane. Stai așa, o să strâng Hai să strângem balotiera Și strângem și obloanele astea și punem și chingile Chingile nu prea merg în remorca asta, nu știu de ce nu merg Chingile chiar nu merg E ciudată situațiunea Așa, și baloții știi ce? O să-i lăsăm aici O să decuplăm aici și mergem cu presa de balotat pentru a o parca Oare pot să strâng bățul ăsta? Că sincer un pic am deranjant bun, avem presa în Fall Baylor Opa, avem aici, fii atent. Nu. Aici nu avem nimic. Nu avem nicio situațiune. Ăsta este canalul de, de vlog. Trebuie să-i schimb numele pentru că am schimbat numele. Asta de jos de aici. Acum se numește Chiar uh, e mișto. Bă, pe păi, dar nu pot să schimb asta. Oh. Vezi, păi, asta nu place. Nu a fost codat cum trebuie. Nu a fost codat cum trebuie. Nu știu unde să parchezi o balotiera asta, cred că o să o bag aici, pentru că în altă parte nu prea am loc unde. A, sau poate putem să dăm cu spatele aici. Eu de obicei, utilajele astea mai micuțele, așa cum ar fi o presă de balotă. mi le pun în garajul ăsta cu... Uite aici mi le pun. A, hai mă că încape, ce ai. Gata. Tot bine, tot bine. Încape. A, aici mi le puneam în garajul cu acoperiș jos. Hai să oprim aici. Pentru că mai înainte de toate vreau să fac și altceva Vreau să-l pun pe ăsta Să meargă singurel la shop Am acolo uh, de fapt trebuie să-i liberez Amen, ah, hai să-i liberăm, hai să-i liberăm Trebuie neapărat să-i liberez remorca asta Ba nu mă, hai să-l ducem pe el, hai să-l ducem pe el Am câțiva paleți de fertilizator, semințe, ceva de genul sau nu mai știu nicio exact Și aș vrea să se ducă asta singurel, să încarce și să nu avem noi niciun stresul anul Dacă mă înțeleg ce vreau să spune Așa, și cât face el trebușorul asta, Hai să luăm din nou fendul că ne-am obișnuit cu el. Așa, presa am pus acolo. Hai să vedem unde găsim noi un loc pentru baloți. Eu aș plănui. Deci, în partea asta de jos, noi avem uh, două etaje, să zic așa, la ferma noastră, da? Woohoo! Deci, avem etajul din dreapta. Ăsta unde sunt eu cu webcam-ul. Și avem etajul din... Uh, Stânga, dar celălalt unde sunt hambarele pe rotund Și mă gândeam că aici la etat să facem tot ce ține de animale Aici o să mai pun o de asta de pui A, și apropo, avem niște ouă Ia uitați-vă voi aici O! Oh, oh, oh. avem ouă, oh, ia uite-le A, tare sau ce? Ușor, ușor uh, O să facem paleții ăștia plini și o să vedeți că scoatem bănișor și de aici Mai ales dacă fac eu chestia asta și mai cumpăr încă unul, ar fi genial Bun, unde punem noi... Pua, unde pun eu baloții? Dacă eu pun animalele aici, hai să punem baloții aici în partea asta. Uite, colea așa. ea. Dacă trebuie să fiu foarte atent cum pun ca să nu stric uh, terenul. Da, asta o să fie un pic uh, dificil. Ia, la miselei parcă le aveam pe alea. Aveam și aici, ăsta ce suportă, round bell barn, square bell barn. Ok, putem să cumpărăm un singur de ăsta. Și putem să punem în el Ok, ok, o să vă explic de ce aia este o soluție foarte bună, like extraordinar de bună. Mai avem o soluție totuși, asta și asta este soluția pe care eu vreau să merg, mai ales că e un pic și mai ieftină. Uh, Bell Barn, uh, straw. 420 de baloți cuprinde această încăpere. Ia să vedem cât de mare, bă nu e mare, era chiar faină, dar e pe lung, nu prea îmi place pe lung că nu prea am unde să o pun. Hmm. Aici nu, aici vreau să pun tot ce ține de biogas, poate pune și ceva de animale, în cazul ăsta poate puteam să o punem aici sus eventual, uh, știți de ce e nasoală asta, mă gândesc că poate crește FPS-ul în fermă, cu cât aduc baloți mai mult, cu atât crește FPS-ul mai mult, pentru că o să mai arate vizual, pe când dacă cumpăr un hambar de ăsta, băi trebuie să mă gândesc la viitor, înțelegeți, pentru că am planul mare cu hard asta. dacă selectez un de ăsta, Scrapel Ban uh, costă pf, mult mai mult, aproape de 5 ori mai mult. Uh, dar avantajul e că. Bine, nu e mult mai mic, dar uh, sigur, sigur, avantajul e că nu mai mi încarcă cu atât de mult uh, fps ul Așa că o să facem pasta grea și intrăm pe modernizare, mai ales că asta. Uh, e și mai mic, ocupa mai puțin spațiu, să-l punem aici. Uh, cred că l-am pus cum trebuie. Uh, nu cred că ar trebui, nu ar trebui să aibă nicio ieșire prin spate. Ia stai să mă uit la dacă are vreo ceva pentru... paie nu! Astea doar, sunt doar baloți. Bun. Un pic așa. Îi dăm? Îi dăm? Hai! hop. Ala a fost! Uh, trebuie să pictăm un pic în jur, nu prea-mi place treaba. Așa, prima dată cu sculpting. Da, hai să facem porțiunea asta aici. Văd că mi-a făcut o găurică. Și nu mă place. Uite aici, tati. Așa, mă, nene, Faci și noi frumos. Să nu dăm cu tractorul. Așa, și mai avem eu aici. Cole, așa, sus. Bun, acum, hai să pictăm toată zona asta. Ducem pe Painting, e acum e acum pentru că hai să schimbăm pe pătrat, trebuie să nimeresc texturile și întotdeauna, întotdeauna mi-a fost greu cu nimeritul texturilor. Uh, hmm. Nu știu ce nimerim prima dată, habar n-am ăsta, îl am, îl am, nu-l am. Ăsta este cel de aici, da. Așa că facem asta. Uite merge merge și asta, dar merge foarte greu. ca practic, intru în mod și... Vă dau un pic eroruță. Așa. Um, cred că nici nu mai are rost. Cred că trebuie să caut pietrișul ăsta acum și să-l pun pe ăsta direct. Bun, hai să-l căutăm pe asta și să-l punem. asta uh, ar fi... Nu, nope, nu e asta, O fi asta, Nu, nope. Asta este. L-am nimerit. Asta este. Dacă nu e nici a doua, nici a treia, nici a patra, sigur e a cincea oară. <laughs> Atunci îl Și-a batata bă, frumos! Să punem până în el aici. Very nice, very nice. Uh, prin spate oare, ia stai să-l vedem, prin spate nu am niciun fel de stresolea, nu? Uh, trebuie să mă uit să văd dacă vreo rută cu autodrive trece pe aici. Uh, cred că aici se spaunează paleții și aici avem și un uh, afișaj, nu e electronic, dar e ok. Uh, storage space, uh, square hay square, uh, square straw bales. Oh, decât 120? Cum se poate așa ceva? Deci decât 120 intră aici. Păi stai un pic că dacă e... Da, o să-l păstrez, o să-l păstrez, dar probabil o să mai pun unul mai încolo pentru că o să-mi trebuiască loc. Um, da Hai, hai să vedem Hai să vedem Hai să vedem cum o fi uh, Și pe single pair Nu Pe multe. Poate vine și Alin uh, Trebuie să dăm și timpul Un picus pe rapid Dar nu înainte Să se Am stricat aici Un picus rampa Nu mai e cum a fost înainte uh, Hai da și bă, tată, bă, frumos! Acum, hai să vedem cum punem noi baloții. Mai am o remorcă de baloți, o remorcă și ceva. O remorcă și aproape și jumătate pe care trebuie să o bag în hambar. Să vedem dacă merge. Up. Pe e? Ăsta a fost telefonul meu. Ăsta-l și dăm pe Muțeanu. Să nu fim uh, deranjați în a noastră sesiune de gaming. Bă, da, chiar acum cu carantină sau uh, izolare, na, dacă vrei să-i zice ce. Acum toată lumea e pe gaming. E arsă fiartă pe gaming. Așa, am zis că vă arăt o chestie super tare la remorca asta, o chestie pe care eu am considerat super inteligent creată. Și avem următoarea situațiune. Uh, putem să descărcăm așa sau... Ia să, să vedem dacă mai mi-apare. Normal trebuie să mai mi-apară. Nu mai mi-apare, stai un pic, stai un pic, stai marker position, marker move move up, Auto-loader, marker move backwards. Să position M. Ha! Huh. Nu o... Deci aveam o chestie, dar nu înțeleg de ce nu mai mi apare acum. Să stai un pic, să o oblig, o fac așa. Nu? Tot nu merge. Bă, și era mișto, mă. O să vă... Asta era, mă! Asta era! Pot să pun baloții pe verticală. Eh? Fiți atenți, fiți atenți. Și dacă dau Y, barabing, barabong! Ia o tei! Hop! Nu o să stea niciodată. <laughs> Dar dacă îi pui, mă gândesc lângă un perete, sunt mai multe șanse. Cât de fucking tare! Mi-a plăcut treaba asta enorm că pot să -i aranjez prin bază. It's a very nice. Așa, nu știu exact cum să-i pun pe ăștia. Habar n-am. Aba, dai, mergem pur și simplu și mie. Oh, putem să facem și rute automate. Gata, i a luat. Du-te, mă. Doar atât? Really? Bro, ar fi super. Hai să ne sincronizăm cu domnul Alin. O să mă uit înăuntru să vedem dacă îmi pun bale baloții. Știi, eu n-aș vrea ca în interior să-mi arate baloții pentru că sfidează motivul pentru care am cumpărat hambarul, adică să nu mi-apară baloții și anume să țin ferma cât mai optimizată. La câte utilaje o să vreau eu să bag în ferma asta, plus animale, plus fabrici, deși fabricile cred că o să le duc în altă parte, FPS-ul meu o să sufere foarte mult pe viitor. A, ne arată. A, era. Ia să vedem, putem să trece prin el? Nu, no, nu putem. Dar văd că ăsta este alt tip de textură. Vedeți? Deci asta nu este textura balotului cu care noi suntem obișnuiți și sper... Sper să fie decât un bloc mare, să nu fie blocuri mici individuale puse unul peste pe pentru că atunci, uh, atunci o să fie nasol, chiar o să lăguiască. Dar deocamdată e în regulă, e în regulă, dacă observ ceva în regulă, îi venim de hack. Ne arată aici că avem 22 de balos băgați, hole mare, 53 prețul la or, de <laughs> Dar mai avem Până acolo. Pe harta asta se face foarte bine banul dacă ai investit în Aur, doar că ne trebuie un milion de euro, trebuie să cumpărăm. Pentru aceea, noi dintre voi care sunteți noi pe seria asta, trebuie să cumpărăm următoarea situație. Adică pasă de aici, care ne costă 1.100.000 euro. De fapt, 1.001.000 de euro. Și dacă o cumpărăm pe asta, putem să facem oarecum, oarecum nește hauri. Mai avem aici niște chestii mișto. Asta ar trebui să fie o fermă de mere. O să mergem pe acolo să vedem, pentru că chiar n-am idee ce. Uh, value 220.000. Ne și permitem. Nu știu exact ce face dar merem și vedem. Până una alta, hai să strângem și baloții ceilalți, să, să scăpăm de aici, să-i un pic terenul. După care iar mergem la balotat. Și uh, trebuie să mai amintesc să uh, uh, încercăm și de la magazin cu mercedes -ul. Da, 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 da. Știi ce? Hai să-i dăm o pe autodrive, să se ducă pe teren. Și aici jos, băgăm F32, terenul 32 și el se va duce acolo. Cu merțanul frumos și el mergem să... Uh, <laughs> avem de în balota dacă nu ai ce face. <laughs> Trebuie să balotăm. Așa, aici nu suportă asta de către, așa că probabil o să fac fix. A, ah, două drumuri. Perfect. Am perfect. Uh, uh, în bază. În uh, parcare. Um, how, nu, hambar, ce este Garaj? garajul cu acoperiș roșu. Așa, hai să punem pe ăsta să se ducă în bază și avem uh, mai farm, cred că ar fi indicat. Așa, bă, tata, bă, frumos. Ăsta a ajuns, pornim din nou le și hai să mergem că avem câțiva baloți pe aici. Uh, cred că îi lăsăm... Nu, noi să lăsăm... Hmm... Uh, Balotiera aia merge cu remorca asta și încarcă automat în timp ce face baloți. imediat vin și ți-o dau. Așa, bă, tata, bă, că trebuie neapărat să iau și pe ăștia. Pe aici o să mai rămân câțiva și rați, pentru că aici știu sigur că am o remorcă plină. Bro, ce s-a întâmplat? Stai un pic. Gata, la a la pe Vreau să mă urc pe remorcă și să dau cu mâna el. Că am modul ăla care îmi permite să mișc lucruri și mă gândeam că poate, poate. Am poate, poate o merge. Uh, Bell Trailer, sigur că da. Hai să punem aici obloanele frumoșel. Știi ce? Putem să punem chiar și copertina. Deși, na, mi iese un pic prin acoperiș așa că o să o păstrez așa. Uți! Îți Alin, probabil, o să ia John Deere-ul. Uh, îți aduc Fent... -ul. Acum. Așa, că Fentul ăsta are mai multă putere. Mi se pare că mergi și cu John deere doar că cu Fentul ăsta merge mult, mult mai bine, mult mai repede. Uh, prinde viteză maximă, are accelerație mai bună, te transporti mai bine. Totul e mai bine cu el, ok? Așa, hai să mutăm pe dreapta. De fapt, nimeni nu trebuie să mutăm. Stai un pic, că dacă dăm Y... Pac! ai văzut? Dăm mie John Ai, și e frumos. cu John o să mergem să dăm niște grâu la găin. Musai, musai. Chestia asta arde acum. Dar ca să nu uit, o să mergem acolo la... A, livada de meri, să vedem care și menuzelica care este jmenozelica acolo? Așa, ah, păi să le luăm pur și simplu. Cu le o mână, le aruncăm. No problemos. O, uite așa. E mic și ieftin. <laughs> Deși se putea mai ieftin și mai mare. Deci asta am fost cel mai ambigu pentru Alin. Like, what? ce cuvintele astea rostite? Că n-au sens. Îmi place că e că okay, e mic și ieftin, dar aveam și versiuni mai bune. Și mă gândeam, poate dacă facem și mai mulți baloți, <laughs> să punem aici în continuare, să mai punem un hambar de, nu știu, baloți de iarbă, poate, nu știu exact dacă iarbă o să o punem sub formă de baloți. Cred că iarba o prefer sub formă de, Uh, iarbă pur și simplu și o punem într-un hambar de la de Multifruit care suportă și iarbă. Și aici o să mai punem eventual unul de baloți. Mă gândesc, vedem, vedem dacă chiar avem ce face cu baloții, deși m -m -m -m, nu știu să zic. Bun, hai să vedem care este și menozilica acolo, așa? Uh, ce mașină e asta? That's interesting. Așa, suntem la livada de meri. Au ce avem aici. Zomer. Ah, dar avem decât mere. Uh, the fuck is this? Astea pare fi mere și se par portocale. Bro, astea, sunt portocale. Ok, păi și astea ce sunt? Lămâi? A ah, lol, astea sunt lămâi. Aha, 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 Aș fi vrut eu un copac de mare de lămâi. Și de meri. Nu e, nu e realistic, dar merge. E ok. Ce avem aici? Orchard, adică livadă. Water, ok. Empty pallets. Ah, da bine, mă, deci ducem decât apă și paleți goi. Eu am totuși o fabricuță care să-mi facă paleți goi. Ia să-i un pic să vedem, pentru că eu am mai multe aici. Și cred că trebuie să facem și paleți goi. Dar, stai în puțin că mie nu trebuie fabricuță. Sigur putem face paleți goi de la Forestry. Mamă, dar câte puncte de încărcat avem. Holy shit. A, ah, bine, uite, paleți putem să facem chiar aici. poi. bun, și îmi dă paleții, dar ce trebuie să bag? Asta nu se deschide. Hmm. Suspect, suspect. Cum? A, aici pun paleții. A, în regulă, acolo vând paleții. Ok. Și acolo. Aici pun apa. Ok. Și asta este doar un punct de control care ne arată situația. Global company, production activity. Ok. Există o soluție să facem și paleții. Asta și sigur. Seră de roșii. Mamă, ce mișto că astea vin implementate în hartă. Știi de ce e mișto? Că nu trebuie să nu mai găsesc eu loc în fermă. A doua treaba asta. Mă stresa foarte mult că nu am un spațiu atât de drept pentru a pune serele astea. Orice e plasabil aici, în Farming Simulator 19, deformează terenul. Și chestia asta e o dorere în fundul Aici avem... Varză sau salată? Cred că e varză asta mai degrabă. Bun, și lasă abonezi că trebuie măniuri și apă. Uite, avem aici măniuri și apă. Deci un alt motiv pentru care o să trebuiască să avem vite. Uh, bun, și aici, uh, pur și simplu un garaj. Aici, uh, ok, o adunătură de gunoaie și cam atât. Bună în regulă, bă, foarte mișto și nu e scump absolut deloc, după părerea mea. Absolut, absolut deloc. Unde putem să facem noi furniture fabrication? Unde putem să facem noi paleți? Uite, aici putem. Evident că aici putem. Fii atent. Mergem aici și avem așa, boards. De unde putem să facem boards acum? Cred că mergem la forestry pentru boards. Sau la somil. Deci toate sunt conectate pe harta asta. Harta asta e ca o... Îți modifică un pic joc. Zici că faci misiuni. Bun. Punem aici. A, ah, ce tare. Punem gușe aici. Fii atent. Punem rume gușe aici. Și ne dă paleții. Lol. Ok. Make sense. Deci mă așteptam să fie făcut din lemne. Sau... A, ah, ba nu mă, ba nu. Bă, da și eu prost mă. Aduci lemnele aici. Prost. Scuzați. Așa. Ne dă paleții aici. Și bi-produsul rezultat din tăierea buștenilor și fabricarea lor în uh, plăci de lemn, blăni, pe care ei le folosesc pe aia să facem uh, să facă astea paleții, rezultă aici, adică rumei gușu. Ok, ok, gata. M-am lini liniștit acum. Și în partea asta ce mai avem? În afară de... Deci avem și un garaj unde putem să punem utilajele pe care le folosim. Și aici alți paleți? Oră nu. Ce punem aici? A, ah, bordurile. Păi nu înțeleg atunci. Înseamnă că aici ne dă paletul și noi punem blănile de lemn aici și ne dă paleți în partea asta. Și înseamnă că aici nu ne dă de fapt paleți, deși ne arată paleți, probabil ne dă decât dăstea de... Nu. Nu știu, trebuie să, trebuie să o punem în funcțiune, trebuie să punem în funcțiune. informativ, hai să vedem cât costă toată treaba asta, 341.000 și cu 200 și un pic colea ne ajunge la 550, undeva pe acolo. Plus, plus, plus că trebuie să cumpărăm și o porțiune de pădure. În costă... A, mult! Mult! Dar vreau să le încercăm pe astea. Mie mi se par geniale. Și mă bucur tare mult că harta asta le are implementate. Pentru că nu mai trebuie să mai click eu. Fabricuțe, chestii, să mă chinu eu. Bă, da, unde le pun? Bă, dar nu știu ce. Nu, tati. E mult, mult mai frumos așa. Bun, hai să încărcăm nește în greu, Pentru că avem 100 și ceva de tone de greu acum. Asta era ideea. Să țin eu... Văcuțele, 108 tone, văcuțele. Uh, puicuțele să le țin fericite cu greulenul ca să-mi duc acolo olele. Ați prins-o pe asta? Că după aia când o să vindem, o să vedeți că o să vindem foarte, foarte bine. Și după aia când o să intrăm, bine, eu visez așa, știi? Când o să ne permitem și o să intrăm și în producția de aur, să te ții bine, barosane, pentru că acolo o să vină bănișorii. Deși noi o să avem foarte multe făcute până atunci și oricum vom avea bani, dar aia o să ne ducă la nivelul următor. Bă, ăsta cred că se umple cu, cu balos, dar îmi pare rău că nu suportă mai mulți balos, mi se pare chiar uh, puțin. Uh, Tipside right, nu, vreau prin spate. Tipside grain door, da, asta este prin spate. Mm, e plină de remorca?

Fac o parcare de asta cu spatele Cu dublu ax de direcție Deci simte bine N-a reușit din prima barosane N-a am reușit Așa, să vedem acum, cred că mai trebuie una Sau poate nu Sau poate Ba da, ba da, ba. O, o, să mai trebuiască una Sau poate nu, le lăsăm așa O contează dacă nu-s chiar pe verde Un picuț pe galben e ok Mâncărița la găini, din câte am văzut, nu se consumă chiar atât de rapid Adică e în regulă, putem să stăm relaxați cu ea it's fine. Duc astea o săptămână, bines, bines. Și văd că produc destul de mult ou. It's very nice, it's a very uh, nice. Ba nu chiar pe verde și nebune, mai și rămas. Ia uite și eu aveam impresia că trebuie să mă uit să mai aduc. Lel! That's bueno, that is a bueno. Hai să închidem aici, să nu plouă. Și mergem să ducem greu la loc. În la loc. Și-a bătată, frumos. Și gata, mă, le avem și păstea fericite. Avem și baloți de paie. Și o să vedeți voi că o să ne trebească pe viitor. Mai zic la ce planuri avem. Așa, și am dat drumul aici. Și barabeng, barabong, am rezolvat -o. Bun, o să ne oprim aici. Nu uitați să verificați episodul nou de pe canalul de vlog. Linkul în descriere. De asemenea, modurile astea o să le caut și o să le bag în descriere. Sper că v-a plăcut. Iar până data viitoare, v-am salutat!